Bună seara, vă spun cu drag în seara aceasta și în seara aceasta ne vom ocupa despre două molecule extrem de importante pentru frumusețea, dar și pentru sănătatea noastră. În seara aceasta vom vorbi despre acidul hialuronic și despre colagen și despre cât de importante sunt acestea pentru sănătatea noastră. Hai să vedem mai întâi despre aceste două molecule, unde se situează ele și de ce sunt atât de importante. Hai să facem așa un picuț de biologie. Nu vom face foarte amănunțit pentru că nu vreau să mă transform în profesor. Însă câteva noțiuni avem nevoie să le cunoaștem și să ni le amintim pentru a ști mai departe de ce aceste două molecule, acidul hialuronic și colagenul, sunt importante pentru sănătatea și frumusețea noastră. În primul rând, este bine să știm că absolut tot ce avem în corpul nostru este susținut de către tesutul conjunctiv. Toate organele noastre sunt constituite din diverse variații ale acestui tesut. Acesta este constituit din celule, din vase de sânge, dintr-o masă amorfă și din multe fibre. Substanța fundamentală, acea masă amorfă, este extrem de bogată în acid hialuronic și fibrele, toate celelalte care sunt prezente, sunt extrem de bine susținute de către colagen, care este și acesta un material fibros. Sunt niște molecule lungi, alcătuite fie din zaharul, fie din proteine, care să vină să ne susțină organismul. Și cum ziceam, bogate în colagen și în acid hialuronic, sunt câteva structuri extrem de importante în corpul nostru. Și să pornim de sus de la cap. Avem ochii, avem dinții și tesuturile de susținere ale acestora, avem firele de păr, avem pielea, care o avem pe tot parcursul, ne învelește, ca să zic așa, organismul, articulațiile, oasele, mușchii, vasele de sânge, toate aceste elemente sunt extrem de bogate în colagen și în acid hialuronic. De aceea am zis să ne ocupăm în mod deosebit despre aceste două, să vorbim despre aceste două molecule, ca să înțelegem cât de importante sunt pentru organismul nostru și ce se întâmplă cu ele pe parcursul vieții noastre. Practic, în corpul nostru, miile de miliarde de celule sunt, de peste 200 de tipuri, sunt organizate și susținute de aceste componente. Multe dintre acestea, spuneam că sunt la oaltă ținută cu ajutorul colagenului și al acidului hialuronic. De aceea, colagenul este cea mai abundentă proteină din corpul nostru și realizează aceste conexiuni și oferă și conferă structura și rezistența organismului. Este cea mai frecventă proteină din corpul uman. Colagenul face parte dintr-o clasă de proteine care să fie, ca să zic așa, ca și mortarul într-o construcție, iar la nivelul pielii se află undeva cam 70% din colagenul din corpul uman. 30% din totalul proteinelor din corpul uman este reprezentat de către colagen, de către această moleculă specială. Unde se găsește practic colagenul? Păi, îl găsim în piele, oase, ligamente, vase de sânge, structurile ochilor, discurile dintre vertebre, în tubul digestiv, în capsulele de protecție ale organelor vitale, cum ar fi rinichiul, cum ar fi plina. Și practic toate conexiunile de la nivel celular sunt realizate de colagen. Acesta este stabil din punct de vedere termic, are o foarte mare forță mecanică, o putere mecanică. De exemplu, colagenul de tip 1 este cel mai puternic și este cu mult mai puternic decât oțelul. Și poate interacționa cu alte molecule din corpul uman.
Există 1050 de aminoacizi în fiecare dintre cele trei lanțuri, pentru că acest colagen este așa ca o împletitură în trei. Deci în fiecare din aceste lanțuri avem peste 1050 de aminoacizi, de segmente de aminoacizi care se repetă și care realizează această rezistență. Deci, practic, care sunt beneficiile colagenului pentru organismul uman? Păi, în primul rând, realizează sănătatea oaselor și a articulațiilor, fiind o substanță fluidă produsă în mod natural în aceste cavități, au rolul de a reduce frecarea între cartilagele articulare, așa ca un fel de ulei lubrifiant pentru, pentru mecanisme, așa cum este nevoie să ungi balamalele, colagenul și acidul hialuronic îndeplinesc aceste lucruri, intră în structurile lubrifianților din articulații și oase și realizează amortizarea șocului în timpul mișcării la acest nivel. La nivelul sistemului muscular ajută la recuperarea mușchilor după efort, contribuind la repararea și rehidratarea proteinelor distruse în timpul activităților intense. La nivel pulmonar este secretat în mod natural la nivelul atât al plămânilor cât și al membranelor care protejează plămânul, alături de elastină, contribuind la elasticitatea tesuturilor din plămâni și implicit la buna funcționare a acestora. La nivelul sistemului circulator, și colagenul și acidul hialuronic intră în structurile arterelor, arteriolelor, venelor, vaselor limfatice, contribuind la menținerea elasticității și plasticității acestora. La nivel gastrointestinal, previne deshidratarea și ajută la reglarea secrețiilor gastrice și a constituirii acidului gastric secretat la nivelul stomacului. Peptidele din colagen rețin apa în intestine și acestea contribuie la un tranzit intestinal, ajută digestia și contribuie la un tranzit intestinal sănătos. Concomitent, contribuie și la vindecarea și regenerarea peretelui intestinal atunci când la acest nivel pot apărea mici leziuni, cum se întâmplă în mod obișnuit la nivelul tuturor structurilor noastre. Bun, să vedem mai departe ce mai avem despre acidul hialuronic și despre... Spuneam că există 16 tipuri de colagen în corpul nostru, dar marea parte din aceste tipuri de colagen sunt mai frecvent întâlnite cele de tip 1, 2, 3 sau 4. Aproximativ 90% din colagenul de tip 1, care spuneam că este cel mai puternic, este fabricat din fibre dens împachetate și reprezintă o componentă structurală importantă a oaselor, a pielii, a tendoanelor, a cartilagelor, dinților și țesuturilor conjunctive. Aceste fibre, putând, având ca capacitatea ca un elastic să se întindă foarte mult, dar fără să se rupă. Colagenul de tip 2 nu este la fel de dens și de elastic ca cel de tip 1, în schimb are calitatea de a amortiza șocurile și de aceea este prezent întâlnit la nivelul articulațiilor. În rest, în mușchi, în organe, în artere, avem preponderent tipul 3. Și de asemenea, ca și efect de filtrare a impurităților, colagenul de tip 4, acesta este frecvent întâlnit la nivelul pielii. Deci, practic, avem în tot organismul nostru diverse tipologii de colagen. Acesta se sintetizează în organismul nostru pornind de la, să zicem așa, un precursor, dar acest precursor își desăvârșește metabolismul, își desăvârșește structura numai în prezența vitaminei C. Aceasta fiind una dintre cele mai importante componente pentru menținerea sănătății colagenului și, după cum vedeți, practic,
întreținerii sănătății întregului organism. Cine mai sunt dușmanii colagenului? Zahărul și carbohidrații rafinați împiedică capacitatea de reparare și de recuperare a colagenului. Soarele, în special radiațiile ultraviolete, diminuează producția de colagen și atunci este bine să limităm expunerea la soare. Fumatul dăunează foarte mult producției de colagen și atât influențând structura acestuia, cât și prin consum mare de vitamina C. Deci fumătorii au un consum mai mare de vitamina C și intră în competiție practic cu vitamina C, de care organismul ar avea nevoie ca să se repacă. Odată cu reducerea colagenului, funcțiile vitale încep să scadă și persoanele care au o carență de colagen pot experimenta o oboseală, lipsă de energie, deteriorarea circulației și în special a circulației periferice, reducerea tonusului muscular, diminuarea elasticității articulare și chiar fenomene inflamatorii la acest nivel, cu deformarea, în final cu deformarea articulațiilor, slăbirea funcției vizuale, odată cu acestea și funcțiile gastrointestinale se pot reduce în intensitate, la fel ca și cele ale plămânului, pentru că spuneam că inclusiv la acest nivel avem colagen și acesta este important pentru îndeplinirea funcțiilor generale ale organismului nostru. Ce avem nevoie pentru producerea de colagen? Spuneam că avem nevoie de niște elemente suplimentare pentru ca acesta să se producă. Avem nevoie de vitamina A, pe care o găsim în dieta noastră, în corn, cartofi dulci, spanac, morcov, mango. Vitamina C, pe care o regăsim în citrice, în piper roșu, brocoli, conopidă, roșii. Cupru, care poate fi regăsit în organele animale, fructele de mare, linte, alune, ciocolată neagră, sparanghel și piper negru. Antocianodinele, care sunt fitonutrienți din pigment din plante, în special afinele, murneuri, struguri negri. Glicina este un aminoacid important care se găsește în carnea de porc, de vită, de pui. Prolina, care se găsește în albuș, în lapte, în ciuperci, în sparanghel și aproape orice aliment care conține proteine. Deci prolina este un aminoacid care se găsește destul de des. Deci, practic, acestea, prezența lor ajută la reconstruirea colagenului. Producția naturală de colagen în corpul nostru începe undeva să scadă în jurul vârstei de 30 de ani. Nivelul de colagen, fiind, așa cum am spus, posibilitatea de a fi afectat plus minus acestei vârste datorită prezenței poluării, radicalilor liberi, fumatului, consumului excesiv de zaharuri, expunerii neadecvate la soare. Așadar, avem nevoie să suplimentăm acest colagen din diverse surse externe, care aceste surse externe, ați văzut, pot fi surse alimentare bogate în colagen sau putem să aducem din suplimente. Practic, cel mai important loc unde influențează prezența colagenului este la nivelul pielii și la nivelul articulațiilor. Nicăieri nu este mai evident acest aspect decât la aceste două structuri. Pentru că la nivelul pielii se vede, datorită ridurilor, practic colagenul este cheia aspectului sănătos și armonios și frumos și elastic al pielii. Spuneam că reprezintă 75% din greutatea uscată a acesteia, în timp ce la nivelul articulației, la nivelul articulațiilor, colagenul este extrem de important pentru că intră în acele structuri care lubrifiază articulația. Ca să avem un aspect sănătos și frumos al pielii, am mai vorbit și cu alte ocazii despre acest studiu. S-a investigat din punct de vedere vizual ce apreciază oamenii
ca fiind aspect îmbătrânit al unei piele. Și s-a constatat că de mult nu erau neapărat ridurile care erau vizibile, ci în special textura, aspectul pielii, general culoarea acesteia, uniformitatea acestei texturi și a coloratiei pielii erau de fapt cele care defineau îmbătrânirea. Deci important este să ne focusăm și pe aspectul ridurilor, dar este extrem de important să ne focusăm și pe aspectul general de colorație, pe prezența petelor de îmbătrânire. Cum avem la nivelul pielii acest colagen? El este destul de răspândit, în special la nivelul dermului și la nivelul limitei dintre epiderm și derm. La nivelul dermului avem și un sistem de vate important care ar putea să ducă și să transporte mai departe colagenul. Întrucât atât de mult din structura pielii depinde de colagen, acesta are rol important în apariția ridurilor și în textura pielii. Aceasta, lipsa colagenului, nu mai este atât de netedă, atât de fermă, nu mai este atât de elastică. Practic, este, colagenul este cel care este răspunzător de tot ce înseamnă aspectul pielii. În primul rând, lucrurile depind de degradarea colagenului. Acesta este cel care susține și activitatea elastinei, deci acele structuri elastice care să ofere acel aspect neted, plăcut și ferm al pielii, și apoi scăderea producerii de colagen este ultimul factor de care depinde un aspect de piele tânără sau un aspect de piele îmbătrânită. Deci, practic, în primul rând este bine să ne corectăm deficiența de colagen, apoi deficiența de acid hialuronic. În ordinea aceasta este bine să încercăm să corectăm lucrurile. Spuneam mai devreme că există mai multe tipuri de colagen. Acum, colagenul pe care noi avem două variante să-l aducem în corpul nostru, fie pe interior prin alimentație sau prin suplimente alimentare, fie pe exterior prin aplicare pe piele. Ideea este că acel colagen nativ pe care îl găsim în alimente în mod obișnuit și care putem să-l punem din diverse preparate și în creme, acesta nu are posibilitatea de a fi digerat și atunci ajunge mai greu la structuri acolo unde avem nevoie să ne refacă necesarul de colagen. Cea mai bună formă și cea mai absorbabilă sunt peptidele de colagen sau colagen, se mai denumește colagen hidrolizat, adică colagenul este luat și tăiat în bucățele, vorbim din punct de vedere chimic, ca să spun așa, și apoi acesta este mult mai ușor asimilat de către organismul nostru, fie atunci când îl punem pe piele, fie atunci când îl înghițim. La nivel de articulații, colagenul, spuneam că are un rol important în refacerea cartilajelor și totodată, crescând și gradul de lubrifiere alături de acidul hialuronic, menține viscozitatea corectă la nivelul lichidului care ne unge, ca să zic așa, articulațiile și care se cheamă lichid sinovial. Această substanță fluidă care se produce în mod natural în cavitățile articulare are rolul, spuneam, de a unge articulația, de a reduce fricțiunea dintre cartilajele articulare și alte tesuturi prin lubrifierea și amortizarea în timpul mișcărilor. Deci aici este extrem de importantă păstrarea acestei lubrifieri, pentru că reprezintă 90% din structura ligamentelor, tendoanelor, fascilor, articulațiilor. Poate sprijini regenerarea acestor celule și poate reduce durerile, rigiditatea și inflamația asociate degradării
date de înaintare în vârstă și de uzura articulară. Colagenul, practic, în acest mod, contribuie în mod natural la atenuarea inflamațiilor articulare, îndeotebe a celor cauzate, spuneam, de uzura articulară și de înaintarea în vârstă. Peptidele de colagen ajută și la creșterea mobilității și flexibilității, precum și la mineralizarea optimă a oaselor, a dinților, a structurilor de menținere a dinților și ajută practic și la întărirea scheletului osos. Deci nu vorbim numai de articulație, vorbim de tot ce este tesut de susținere. Acidul hialuronic este o moleculă care a fost descoperită în 1934 și care, spre deosebire de colagen care este alcătuit preponderent din proteine, acidul hialuronic este alcătuit din zaharul. A fost descrisă în 1970 și până la sfârșitul acestor ani a fost considerată mâgă glucidică, da? Și aceasta are rolul important de a atrage, de a menține și de a menține apa și din acest motiv realizează hidratarea la nivelul testiculilor. O moleculă de acid hialuronic poate reține de 1000 de ori greutatea sa. De asemenea, producția naturală de acid hialuronic cade odată cu vârsta, în special după această vârstă critică de 30 de ani. Cele mai mari concentrații de acid hialuronic se găsesc la nivelul ochilor, dar avem concentrații semnificative la nivelul articulațiilor, la nivelul oaselor și al mușchilor. De ce face practic acidul hialuronic? Păi, stimulează producția de colagen și din acest considerent, alături de acesta, are proprietăți anti-aging, hidratează și crește rezistența și elasticitatea pielii, menținând hidratarea în tesuturi și stimulând totodată și nivelul de colagen, acidul hialuronic contribuie la menținerea tinereții pielii și elasticității acesteia. Lubrifierea cartilajelor și articulațiilor este realizată de către acidul hialuronic și la nivelul acestor cartilaje realizează concomitent și o barieră împotriva agresiunilor și în special a agresiunilor inflamatorii. La nivelul pielii are rol în cicatrizare și în procesul de regenerare. Studii făcute în domeniu au confirmat că dacă se consumă acid hialuronic, se stimulează cicatrizarea leziunilor, calmează inflamația, grăbește regenerarea celulară și refacerea tesuturilor afectate, acestea realizându-se mai departe, regenerându-se sănător. Practic, cine nu are suficient de mult acid hialuronic în organism, va experimenta uscăciunea pielii, apariția timpurie a ridurilor, vindecare mai înceată a leziunilor cutanate, apariția afecțiunilor articulare prin lipsa protejării împotriva degradării articulațiilor, cartilajelor și materiei conjunctive de la acest nivel. Deci, practic, acidul hialuronic alături de colagen reprezintă aspecte importante în menținerea structurilor de susținere ale organismului nostru. Unde găsim acid hialuronic? Păi găsim în citrice și roșii, găsim în varza cale, în avocado, nuci, semințe, spanac, găsim în cartea de pasăre și aceasta poate fi găsită în forme consumate sub formă de supă, în organele concentrate, de exemplu organele de pui, în soia, alte alimente care conțin acid hialuronic în cantități importante sunt măduva oaselor, care poate proveni de la orice aliment, de la orice animal, soia, făstârnacul, anghinarea sunt alimente bogate în acid hialuronic. Pentru piele, acidul hialuronic cu masă moleculară ridicată ar fi ideal pentru netezirea și creșterea volumului și suprafeței pielei. Însă,
Acesta a pus la suprafața pielii, nu pătrunde atât de bine acolo unde avem nevoie și atunci este de preferat acidul hialuronic cu moleculă mică. Acesta funcționează umplând spațiile care separă celulele epidermei, crește nivelul apei din piele și menține nivelul de hidratare, contribuie la creșterea hidratării, astfel pielea este mai plină de volum, prin extensie și o piele mai netedă. Atunci când îl aplicăm pe piele, însă acidul hialuronic se duce repede, nu stă mai mult de o zi. Și atunci este nevoie să-l reaplicăm în fiecare zi. La nivel articular, acidul hialuronic acționează ca un lubrifiant pentru articulații, funcționează ca o plasă de protecție pentru celule și poate fi comparat cu rolul pe care îl joacă uleiul în motorul unei mașini. Este considerată o substanță inteligentă pentru că își ajustează rata de absorbție în funcție de sezon, în funcție de nivelul de umezeală la care este expus corpul. Deci, practic, din nou, organismul nostru dovedește că este extrem de deștept, extrem de bine adaptat și realizează ceea ce este bine pentru organismul nostru. Să vedem de la noi cu ce produse ne putem ajuta în această privință și ce ajutoare ne oferă practic compania în acest sens. În primul rând avem Forming Complexul. Forming Complexul este un complex de îngrijire a pielii. Este important să conștientizăm că sănătatea și frumusețea vine din interior. Este un supliment pe bază de extracte din plante și colagen care abordează practic nutriția pielii din mai multe aspecte și nu numai nutriția pielii la acest nivel este extrem de importantă. Practic, Forming Complex este primul supliment alimentar pe care compania noastră mi l-a pus la dispoziție pentru a realiza sănătatea și în exclusivitate frumusețea. Țintește îmbătrânirea din interior spre exterior. Puneam conține colagen marin, este esențial pentru reducerea ridurilor și atenție, este extrem de important că ingredientele pe care le avem, respectiv ceramidele, o să vedem imediat despre ele, aceste ceramide sunt prezente în acest complex fără temutul gluten. Pe lângă colagenul marin, care minimizează aspectul ridurilor, sporește elasticitatea, flexibilitatea și hidratarea pielii, avem și ceramide, vitamina C, biotină, care susțin formarea sănătoasă a colagenului, deci și structurile colagenice normale din organismul nostru sunt susținute, și pepene galben de Franța, care o să vedem imediat, este extrem de important pentru menținerea hidratării și o să vedem de ce s-a ales această formă de pepene specială pentru hidratarea tenului. Deci, acest pepene de care spuneam este o varietate genetică a pepenelui galben. Este extrem de important să înțelegem că a fost aleasă această formulă pentru că această formulă se deshidratează cu mult mai greu decât pepenele obișnuit. Deci își menține hidratarea timp de 7-10 zile cu mult mai mult decât pepenele galben obișnuit. Și de aceea a fost ales să vină să completeze acest supliment deosebit Forming Complex. Spuneam că avem și ceramide din grâu, acestea se comportă ca și un vehicul și ajută colagenul să fie, peptidele de colagen să fie mult mai ușor transportate. Și de asemenea avem și ascorbat de calciu. Formula brevetată de hidrogen, de colagen hidrolizat s-a demonstrat că prin administrare orală reduce mai bine ridurile
și crește, are influență mai bună asupra pielii. Ceramidele din drâu, în special fitoceramidele, refac nivelul cutanat al ceramidelor pielii și având un rol crucial în menținerea hidratării, spuneam, prin utilizarea, prin funcția lor de transportor. Spuneam că pepenele franțuzesc este cel care păstrează foarte bine hidratarea, iar ascorbatul de calciu contribuie, fiind o formulă de vitamină C, contribuie la reducerea oboselii și la sinteza normală a colagenului. Deci beneficiem și de colagen din exterior, dar avem și stimularea colagenului nostru interior. Cum să-l utilizăm? Păi foarte simplu. Două tablete luate pe zi dimineața, se consumă în câte 3 luni consecutive cu o lună pauză, după care se reiau încă 3 luni de consum al fărmin complex și cu certitudine rezultatele se vor vedea asupra pielii tale. Dacă concomitent cu această combinație deosebită nutritivă pentru piele în cadrul fărmin complexului este secundată și de celelalte elemente ale trutei Infinite by Forever, această combinație de ingrediente benefice va înfrumuseța pielea și din interior și din exterior, dar acest lucru, vă mărturisesc, îl veți observa numai la consum constant, atât al formulei de pus pe piele, cât și a celor luați pe interior. Ce avem? Să ne amintim foarte pe scurt ce avem în infinit. Avem demachiant, emulsie demachiantă, avem serumul, care oferă fermitate și care se află în primele 10 cele mai apreciate serumuri pentru piele la nivel mondial din toate gamele de produse cosmetice. Vedeți postările din Facebook ale companiei și veți afla informații amănunțite. Și de asemenea Restoring Cream, crema regeneratoare care are efecte deosebite, dar spuneam, împreună consumate cu Fermin Complexul realizează o mai bună sănătate și frumusețe și din interior și din exterior. Altă formulă care conține atât acid hialuronic cât și colagen, însă de altă structură, este la nivelul produsului Forever New. Aici colagenul, glucosaminoglicanii, chondroitina și acidul hialuronic le avem extrase dintr-un ingredient natural. Dacă dincolo colagenul îl aveam din extras marin, aici îl avem din membrana cojii de ou, acea pielică care ne enervează când curățăm ouă de Paște, că se curăță greu de pe albușul de ou. Acea pielică este extrem de bogată în aceste elemente nutritive. Secundar, în acest supliment avem și curcuma din turmeric, care turmeric este recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii naturale, antioxidante naturale și practic avem dublu efect antiinflamator. Și cel susținut de colagen, pentru că am spus la începutul expunerii mele că avem ca și rol secundar al colagenului, nu numai cel de susținere, și acela de a proteja celulele în interior, practic această combinație este de 5 ori mai eficientă decât chondroitina și glucosamina. Și pentru substanța ca atare, pentru NEM, pentru extractul de membrană de coajă de ou, există studii care arată că utilizarea constantă a acestora crește flexibilitatea și amplitudinea mișcărilor articulatilor, deci articulațiile anchilozate, ca să zic așa, își recapătă din mobilitate. De asemenea, este redusă și intensitatea durerii. Rezultatele sunt mult mai rapide, în 7-10 zile de administrare, față de alte suplimente care, de exemplu, conțin doar chondroitină și glucosamină și eventual ceva boswellia pe acolo ca și antiinflamator. Sunt efectele mult mai rapide și acest lucru se realizează, deci acest studiu a fost realizat doar pe membrana cojii de ou. Vă imaginați în momentul în care este asociată și cu acea cantitate semnificativă de turmeric
pe care o avem în preparatul nostru, ce rezultate obținem. Spuneam că în maxim 30 de zile se înregistrează 76% reducerea durerii asociată cu flexibilitatea mișcării, se îmbunătățește încă din ziua a șaptea mobilitatea și se reduce durerea, astfel încât persoanele care experimentează acest tip de manifestări datorate uzurii articulare înregistrează cu 50% o îmbunătățire a stării de bine în ceea ce privește creșterea flexibilității și a durerii asociate mișcărilor, durerii asociate scăderii flexibilității. Deci, practic, avem, ca să zic așa, un produs care ne ajută foarte bine în starea de confort a articulațiilor. Să nu uităm că până acum am avut la dispoziție și ne-a fost de foarte mare ajutor Forever Active HA. Acesta este acid hialuronic cu greutate moleculară mică, secundat de ulei de ghimbir și șofran, care au efect antiinflamator și antioxidant similar turmericului. Această formulă de acid hialuronic este într-un anumit mod încapsulată pentru ca să poată trece de calea digestivă și să poată fi absorbită la nivel articular și secundar și la nivelul pielii. Deci, practic, Forever Active HA poate fi asociat părmii complexului sau poate fi asociat mugului pentru a potența și pentru a primi efecte suplimentare de hidratare, pentru a primi practic în plus o formulă bună de acid hialuronic. Utilizat în două capsule pe zi, lubrifiază articulațiile și hidratează pielea, iar prezența uleiului de ghimbir și șofran aduce beneficii suplimentare în ceea ce privește aspectele de protecție și aspectele de ajutor în ceea ce privește fenomenele inflamatorii. În concluzie, eu am spus că colagenul este cea mai cool proteină din corpul meu. De ce? Pentru că, în primul rând, contribuie la formarea propriu-zisă a noastră ca oameni, indiferent din care cele 16 forme de colagen avem în corpul nostru. Acesta este puternic, este fibros, susține structurile corpului nostru. Abordarea unui stil de viață sănătos este foarte, un mod foarte bun de a sprijini o producție sănătoasă de colagen. Numai consumul constant poate aduce beneficii pe termen lung pentru sănătatea atât a pielii, cât și a structurilor de susținere din corpul nostru. Așa că ne putem completa alimentația cu această formulă de colagen pe care o avem la dispoziție pentru a fi mai frumoși, pentru a avea articulații mai sănătoase, pentru a avea tot organismul mai sănătos. De ce acid hialuronic? Pentru că prezența în plus a unui aport de acid hialuronic face să avem o piele mai tânără și mai bine hidratată, articulații mai hidratate, mai elastice și mai mobile, oase mai puternice, dantură, unghii și păr mai sănătoase și mai frumoase, vase de sânge mai elastice, fie că vorbim de artere, de vene, și plămâni și intestine și stomac mai sănătoase. De aceea, aceste două ingrediente sunt extrem de importante și pentru sănătatea și pentru frumusețea noastră. Deci nu uităm colagenul și acidul hialuronic. Atât am avut să vă spun în seara aceasta. Cu toții știți că atunci când nu suntem în direct, puteți să-mi adresați întrebările pe infoproduse@aronforeverliving.ro. Când în maxim 48 de ore, în funcție de volumul de e-mail-uri, veți primi răspuns. Întotdeauna și în seara aceasta, rugămintea este ca întrebările să fie adresate complet despre acele persoane pe care vă doriți să le ajutăm, adică înălțime, greutate, sexul persoanei respective,
Dacă sunt probleme de sănătate, diagnostic și tratament puse de către medicul curant și abia apoi venim și noi cu ajutor din partea produselor noastre alături de tratamentul alopat. În fiecare luni vă aștept de la ora 8 pe foreverwebinar.ro cu diverse tematici de sănătate sau de sănătate. Acum o să începem sesiunea de întrebări.